Faimosul pod de la Brăila este asfaltat pentru a patra oară. După ce a testat mai multe soluții, constructorul italian crede că de această dată a găsit formula câștigătoare. De un an și trei luni de când a fost deschis, podul a trecut prin numeroase reparații rușinoase pentru cea mai mare construcție suspendată din România. A patra asfaltare a început pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila, iar cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere se asigură că sunt respectați toți parametrii tehnologici. Vor avea patru zile în care vor așterne primul strat de asfalt, după care trei zile vor avea o pauză pentru ca primul strat de asfalt să-și atingă clasa, după care se va veni cu al doilea strat. Conform testelor de laborator, noul tip de asfalt ar trebui să reziste până la 70 de grade Celsius. Testul cel mai elocvent va fi într-adevăr vara viitoare, dar cu condiția ca și traficul să fie cumva supravegheat în sensul de a nu depăși tonajele legal admise pe drumurile publice. Întrebarea la care nu a putut să ne răspundă nimeni de pe șantier este de ce acest sens este asfaltat abia acum, din moment ce a fost decopertat încă din luna august. Și mai presus de toate, asfaltul acesta trebuie să reziste testului căldurii. Cred că până să dea drumul la taxarii nu o să mai fie pod. Ca la noi în România. Primele probleme au apărut în august 2023, la nici două luni de la inaugurare, când muncitorii și-au dat seama că nu fusese răstrânse toate șuruburile parapeților. Apoi șoseaua a început să se înmoaie ca o plastilină. Recepția nu a fost făcută pentru că nu erau gata drumurile de legătură. Conform CNAIR, acest lucru s-ar putea întâmpla până la sfârșitul anului. Potrivit contractului, podul are 10 ani garanție.